cu strușcă de cocos va avea un gust delicios. Miam, miam! Dați să vedem ce ne trebuie pentru înghețată. Iată, am aici fructe de pădure. Le punem în blender. Două banane. O să preparăm înghețată în 4 porții. Două banane, tot punem în blender. Am aici stafide, le vedeți. Am pus chiar stafide, că îmi fac stafidele. Iată, așa am pus în blender. Adăugăm stafidele. Puteți să luați stafide atâta cât voi doriți. Ce mai am eu aici? Sahăr brun, o lingură de masă, am aici halva, 50 de grame, așa, nucă de cocos, să-ți spun așa e o lingură, nucă de cocos, nuci, acestea sunt 3 nuci. Și un strop de vanilie, sahăr vanilie, la aromă. În general, voi puteți să luați minimum 3 ingrediente ca bază. Banana, stafidele, cam atâta vanilie. În rest, la sugestiile și gusturile fiecăruia. Totul se amestecă în blender. Înghețata noastră o punem în congelator. Iar după 2-3 ore putem să o consumăm. Așa masă s-a primit din congelator. Vom lua și vom încerca gustoșenia. Cu strușcă de cocos va avea un gust delicios. Niam, niam!